Iată două motive să alegi noul router 4G de la TP-Link. 1. Se configurează foarte ușor prin 4G. 2. Îl poți folosi în rețeaua OMADA prin controller OC200 și apoi vei face mesh cu celelalte device-uri. Acum internet oriunde cu noul router Wi-Fi Gigabit 4G de la TP-Link. Router Wi-Fi Dual Band 2.4 5 GHz. Nu-ți fă griji, cu TP-Link ești asigurat, vei fi mereu conectat la internet cu funcția failover orice s-ar întâmpla. În cazul în care rămânem fără internetul principal, routerul nostru face trecere automat pe SIM-ul 4G și astfel ne putem bucura permanent de internet online, oriunde. Unboxing pentru toată lumea. Frumos aranjat, ca de obicei. Profi, ce să mai zic? În cutie găsești ghid instalare răsfoibil, adică de citit, măi. Alimentator din ăla de se conectează la 220 în priză, are totuși 12V. Routerul acesta are nevoie de power, pentru porturile Gigabit mai ales. Și sunt 5. Suporți din ăștia mai pe silent așa, să nu-ți alunece de pe birou sau vezi tu unde îl poziționezi. Iar aici, poftim! Noul router 4G Wi-Fi Dual Band Gigabit de la TP-Link. Măi, simplu de instalat și configurat, l-am făcut din 3 mișcări. Arată frumos, profi, ca să nu zic fain. În stânga ai LED-uri pentru semnal 4G, port de intrare SIM și mufă pentru fibră optică direct. Adică, pe meserie așa. În dreapta găsești cele 5 porturi Gigabit, mai pe rapid. În dreapta de tot, ai și un loc unde poți reseta dacă vrei să schimbi ceva rapid, în 5 secunde. Mai mult nu îți ia. Pe spate ai ce se vede. 5 antene ai demontat în total. Aici se va introduce cartela SIM 4G, așa exact în această direcție. După care luăm alimentarea și o introducem chiar aici în spatele acestui lucru. Like an Indian. Important. Ce trebuie... Ah, ce mi-a pocănit. Da, cred că am și îmbătrânit un pic. Aș vrea să mă întineresc cu vreo 10 ani. Ce trebuie să știi la prima configurare pe acest router? Din momentul în care introduci cartela 4G cu date activ la internet, routerul nostru îți creează două rețele Wi-Fi pe 2, 4 și 5 GHz pe care poți naviga fără parolă. Dar asta doar la început, pentru că îți arăt imediat ce trebuie să faci. Hai să vezi. Navigăm pe rețelele Wi-Fi, sunt conectat pe routerul meu chiar de aici, care este tot în TP-Link. Ok, și găsim două rețele pe 2, 4 cu B6 și 5 GHz pe B7. Pe oricare vei intra, vei avea internet rapid și fără parolă, adică nu este securizat încă. Navigăm, hai, am intrat din greșeală pe 2.4, navighez pe 5 GHz și dacă tot avem internet, hai să vezi cât de simplu se configurează, pentru că cei de la TP-Link s-au gândit să-ți ușureze munca. Intrăm pe IP-ul routerului și scriem 192.168.0.1, selectăm acces, ne apare această fereastră de pe smartphone, unde trebuie să treci admin, eu trec cu litere mici, și creez o parolă. Pentru că dacă ne uităm pe spate, din ce am văzut, acest router nu vine cu o parolă implicită, așa că va trebui să-i creăm noi o parolă nouă. Enable și selectăm confirm. Se salvează. Ok, și acum ne logăm încă o dată cu userul și cu parola, selectăm login. Și facem un quick setup, doar din telefon, deci nu trebuie să te complici. Din acest motiv este foarte ușor de configurat și instalat. Let's get started și avem aici câțiva pași, unde trebuie să selectăm fusul orar. O să-l trecem pe +02, ia să vedem ce găsim aici. Atena, selectăm mai departe next, o să mai măresc aici pe telefon pentru că este necesar. Dacă ne uităm cu atenție pe telefon, vom găsi la SIM Profile Select Orange, pentru că eu folosesc o cartelă Orange. Cu siguranță funcționează și pe celelalte Digi, Vodafone și Telecom. Apoi la SFP WAN LAN avem Dynamic IP, nu vom folosi acum o mufă SFP, ok. WAN 2, îi dăm un Next, să vedem parola implicită, pe care bineînțeles ar fi bine să o schimbați. Aceasta este parola implicită care vine pe noul router 4G, eu o să-i dau ca și test 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fel și aici pe cealaltă rețea de 5 GHz cu viteză mai puternică, ok. După ce am făcut asta, nu știu de ce mi-apare cu roșu. Ok, trebuie să trec și un admin. Hai să facem așa. Și cam aceasta este parola. Selectăm mai departe Next. Ia să mai mărim aici.
test internet connection, nu mă interesează, o să-i dau un done, ok, și dau save la final și routerul este pregătit. Nu ne rămâne decât să așteptăm și după care putem să navigăm pe acest router după cum dorim. Se pare că am rămas fără internet pentru că am reconfigurat acest router, iar acum trebuie să renavigăm pe rețelele Wi-Fi și să alegem rețeaua potrivită, după care să introducem noua parolă creată. Intrăm aici pe 5 GHz și acum introduc parola admin, conectare, după care facem și testul de internet, s-a conectat, foarte simplu și rapid, scriu imagini și din nou avem internet. Ați văzut și voi cât de simplu funcționează. Iată două motive să alegi noul router 4G de la TP-Link. 1. Se configurează foarte ușor prin 4G. 2. Îl poți folosi în rețeaua OMADA prin controller OC200 și apoi vei face mesh cu celelalte device-uri. Ce face failover de fapt? Ne ajută să ne păstrăm internetul. Cum de altfel ar trebui să ne ajute să ne păstrăm și calmul, pentru că am văzut mulți. Wow, nu mai am internet! Sunt stresat! Măi! Fii serioși. Deci în cazul în care vom rămâne fără internetul principal, routerul va face trecerea automat pe modul 4G, iar noi vom avea internet. Iar în momentul în care internetul principal va reveni, acesta va trece de pe modul 4G pe internetul principal. Cam atât pe astăzi despre noul router 4G Wi-Fi de la TP-Link. În curând vreau să-ți arăt cât de ușor se adaugă și pe OMADA. Iar atunci când va veni în site-ul nostru, voi actualiza link-ul în descrierea acestui video. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Alege TP-Link oriunde și oricând.